Comisiei Europene. Salut, stimați prieteni! A anunțat că planul de dezvoltare economică. Eu stau acasă. Republicii Moldova. Cum am zis în alte video, sunt în concediu și iată lucrez pe acasă, mai fac lucrări, dar nu le-am făcut tot anul. Și acum vreo 20 de minute am intrat în casă să beau o cafea. Iată aici și să mănânc niște nucșoare trimise de ficiorul meu din Anglia. Și vreau să vă salut și paralel cu cafeaua, după cum am auzit, o ascult pe Maia Sandu, un discurs foarte proaspăt, acum în direct, și mă uit la dumneavoastră. Unii povestește despre summitul care ce ajutorul vor da care a propus Europa, Republicii Moldova. Comunității politice europene în Republica Moldova. Pentru cei care nu cunosc și nu cred, mai ales dușmanii noștri care din Republica Moldova, primul rând mă refer, îi spun că Rusia e cel mai mare ajutor. Ne dau ei și ne-au dat până acum. Numai ce 5 minute, dumneavoastră, ei a spus, că Uniunea Europeană, acum, după summit, ne acordă nou 88 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Asta e o convingere foarte mare, dar dacă răsfoiești internetul, ești om deștept și cauți mai multe informații, tare multe milioane de lei au venit la noi din Uniunea Europeană și de la Fondul Monetar Internațional și de la americani și de la toți țările. Așa că acel care vrea să știe, citește în internet și află tot concret câți bani au venit la noi în Republica Moldova din alte țări, mai ales din Europa. Vă doresc sănătate, pe curând ne vedem! Stimați prieteni! Am o leacă de lucru aici la bucătărie, spălăm bledele și, ca de obicei, am hotărât să discutăm ceva pe o temă, pe părerea mea, foarte interesantă. Și eu vreo 10-15 minute voi spăla bledele și totodată și vom discuta o temă actuală la ziua de azi. Ascultați, priviți părerea mea la acest eveniment. Și ascultați, stimați prieteni, ce vreau să spun. Pe data de 21 mai, toată lumea știe că în Moldova s-a trecut un meeting la care au participat undeva în jur la 80.000 de oameni. Alți spun că 80, 90 sau 100 de ani. Nu o să prospunem cu 100. Prospunem cu 100.000, dar ce vreau să zic referitor la acest meeting? Mă întorc înapoi. Eu am participat cu un prieten de meu, am video, deja am pus video pe internet, cine doreți să uite cum s-a trecut acest meeting. Dar vreau să spun în concluzie că eu sunt o persoană care particip la meeting-uri din 1989. Orice meeting mare, spre ce în orașul nostru Chișinău, eu luam parte. Mai târziu eu am intrat într-un partid politic și am fost până în 2011 politician, chiar membru de partid, am ocupat mai multe funcții în partidul și ala. Acum el e format, șeful ne-a trădat, nu voi spune denumirea partidului, dar oricum a fost așa partid. Și am mai activat în alte partide câte o lecuță, dar așa numai câte o lecuță, câte un an de zile, 2 ani. N-am fost activ. În total am peste 25 de ani care m-au ocupat de politic și am fost membru de partid activ. Și am experiență în viața mea, am văzut foarte multe meeting-uri. În 25 de ani, puteți vă închipuiți, am luat la meeting-uri aproape în fiecare sâmbătă, duminică, se trece pe un meeting pe anii 90. Și cunosc tare bine, dar vreau să mă întorc la 21 mai 2023. Iată, din 2000, dacă nu mă greșesc, din 2008-2009, la meeting-uri eu deja nu mai plecam, dar în timp mergeam la conferințe, la congresuri, la adunări diferite în partid, când eram consilier și ai fost consilier în primărie.
Și asta, dar la meeting-uri nu mă aduceam, dar vreau să zic că așa meeting-uri s-au trecut acum, pe data 21 mai, eu nu țin minte, adică în ce sens. Foarte calm a fost, fără scandaluri, fără expărturi, fără încătând că a fost foarte multă lume, dar mari meeting-uri au fost prin anii 90, au fost 50-60 de mii de oameni, dar așa de liniștit să se caute, eu încă nu țin minte. Și sunt foarte mândru pentru că s-a trecut în Moldova în timpul de față așa adunări. Și vreau să argumentez o lecuță ce mi-a plăcut cu ea. În primul rând că era timp foarte cald și frumos. Am câteva fotografii astăzi pun să vă arăt, să vă convinc că eu am luat parte. Lumea, totul alt și el se porta față de anii 90. În primul rând oamenii erau foarte educați, 80.000 de oameni, 90.000 de oameni. Copiii mulți, mii de copii erau cu șteaguri moldovinești sau europeni. Oamenii nu mă strigau Luzin și Liprava și gata, și Uniunea Europeană și atât nu strigau prostii, nu vreau să ne iau încă iure și pe anii și ei, erau provocatori pe anii 90, erau diferiți dușmani, sau nu sunt dușmani, dar eu vă spun că la meeting-ul lui Insta de acum a fost tare educat lumea. Și ce am observat, are multă lume, după cum am auzit eu prin telefonul, mi-am stat eu 2 ore și ceva în picioare și am ascultat pe cei care vorbeau, au vorbit Maia Sandu, președintele Uniunii Europene și mai mulți persoane. Și asta vreau să zic că eram cam de parc în parc, în parcul cealaltă eu de sute de ore am fost în viața mea. Dar amul mi-a plăcut foarte ieșit din comun. Prietenul meu a fost prima dată la așa meeting în Moldova. El e din Rusia. În Moldova am dat trei Rusia și el nu cunoaște așa meeting-uri. Și el tot a fost tare emoționat și plăcut că Moldova se poate făcut așa meeting-uri. Acum, ce vreau să mai zic? Lumea s-a spus pe rolea, dacă a ieșit din toată Moldova, a venit, nimeni n-a fost plătit, cum alți partidii ies la meeting-uri care sunt plătiti. Acum, cum eu, așa și la mine, mi-am sculat dimineața, mi-am dus, nimeni nu ne-a spus să venim sau să nu venim, fiecare propria inițiativă, că este meeting adevărat, stimați prieteni. Din practica mea, cum am luat eu, niciodată, de sute de ori, am fost la meeting-uri în 25 de ani, cum spun alții că sunteți plătiți, niciodată nimeni nu mi-a plătit niciun leu, niciun leu în 25 de ani. Și pun mâna în foc și nici un prieten de meu și coleg pe anii ce n-a fost plătit de nimeni ca să ne ducem la meeting-urile. Am fost pe adunări, conferințe, congresuri, permanent ne duceam din propria inițiativă, din plăcere, din convingerea noastră, intențională, cum s-ar zice. Acum, după cum am aflat eu, majoritatea partidii politice din Moldova, care sunt cei mai activi, indiferent ce fel de partid, care sunt activi, așa ei primesc bani. Am eu altă situație, fără bani nu faci nimic. În companii electorale ne ducem, facem 10 de kilometri prin orașul Chișinău, prin localitățile astea împrejurul Chișinăului, în blan facem agitații, nici un leu, nimeni nu ne-a dat nimic. Sunt gratuite din propria inițiativă. Facem 10-20 de kilometri, pe ții, poate și mai mult, nu mai țin minte. Un imblam la fiecare poartă și în satul meu de Baștina Ista, unde trăiesc eu și în orașul Chișinău și în alte localități, imblam
ajutam pe el, dar bani n-am primit. Ne-a caiți aici din urmă. Teatul la mii pânguisa care a fost, la fel, toată lumea a venit din propria inițiativă. Am văzut pe orașul Chișinău oameni în vârstă cu 200 aguri, unul unii europeni, într-o mână, altul, care când și mă foarte plăcut așa ceva să vieze. Gândeam că lumea nu mai sunt de ăștia patrioți. Mulți au venit din Europa, moldoveni, au fost și ucraineni mulți, pentru că la noi în Moldova sunt la 80-90 de mii de ucraineni refugiați, auzăm limba rusă, vorbim pe un oraș sau limba ucraineană. Mulți au participat la acest meeting și sunt foarte bucuros. Acum vreau să spun câteva cuvinte dinspre summitul care s-a trecut pe data din 3 iunie. Referitor la summit, summit, desigur, n-am luat parte pentru că nu sunt jurnalist, nu sunt politician acum, dar am urmărit din presă, de pe internet, două zile, dar și două zile, chiar azi urmăresc. Și concluzie. Am înțeles că au luat parte din 49 de țări, prezidenți, primier-ministri și alți persoane, din toată Europa, unde s-a trecut la Castelul Mimi. Am citit multe comentarii referitor la oaspeții noștri, care au fost întâlnit foarte frumos, după cum înțeleg, și au fost undeva în jur la 700 de jurnalizi în străinătate, au fost 49 de președinți în state și mulți alții și primier-ministri și nu știu cine mai pus. După cum am înțeles, jurnaliștii nu povestesc moldoveni cum la test le-a plăcut. Am spus că Moldova mult dintre cei care prima dată au venit în Moldova, sunt care au mai fost politicieni. Dacă majoritatea moldoveni se mândresc pe urmă patrioți care iubesc Moldova adevărat, vorbesc, discută la lucru, în familie, cum și eu fac. Și acum, după cum am înțeles, Republica Moldova deja este mai cunoscută în lume decât era simplu. Vreau să spun un caz că băiatul meu lucrează în Anglia și a zis că pe engleză nu prea știau. Despre Moldova, acum eu cred că după summitul ăsta tare mult aflat, chiar am să vorbesc cu domnul Moldovenica viitoare, să văd și zic și el. De fapt, eu am vorbit cu dânsul și cred că deja știu tot și țara este asta și unde se află și fel de oameni trăiesc. Așa că mă bucur foarte mult că Moldova noastră este cunoscută în alte țări. Au urmărit milioane de oameni și s-au trecut două zile în Republica Moldova. Adică acești jurnaliști care 700 au fost, s-au filmat, au scris articole, direct au transmis noutăți din Republica Moldova și cred că toată lumea știe ce s-a trecut. Și acum eu s-o cred că este un puș foarte mare. Dar vreau să zic pentru dușmanii noștri care din Moldova, sunt care au criticat până acum și critică mai departe, dar asta nu ne închide pe noi, să mergem mai departe și eu sigur 100% că peste câțiva ani de zile noi am să fim Uniunea Europeană. Dar cum am fi noi, vom vedea că nu suntem chiar tineri, dar oricum mă bucur că calea s-a pornit. Așa că, iată, asta părere, sunt mulți care susțin, dușmanii noștri vor să facem referendum, dar tema asta, dar eu cred că n-a să fie niciun referendum. Deja adunarea asta a dat de știri că lumea e majoritate pentru
integrarea europeană și urmărind eu că a fost politician, sfânat în fiecare seară privesc noutăți și am înțeles eu că VVU-ul nostru care a fost alegerea câștigată acolo, o doamnă, deja a fost în Israel, hoțul nostru ușor și a dat darea de seamă și să facă mai departe, dar ești contra oamenii de limba rusă, o parte dintre ei sunt contra și toți găgăuși care nu cunosc limba de stat română, la fel sunt contra integrării Uniunii Europene și așa că ei se vede ca să lupte mai departe cu moldovenii pentru să nu ne intrăm noi acolo. Ei vor cu Rusia, dar 100.000 de oameni să lupte contra la 2 milioane și ceva, eu cred că n-ați câștigi niciodată, așa că eu sunt realist și sunt sigur că a să dăie din picioare e mult timp, dar nimic n-ați primească. Așa că, stimați prieteni moldoveni, români, urmăriți canalul meu și, în general, toți care sunt de bună credință, cred în integrarea Uniunii Europene, în unirea cu România, cum s-a primit așa, primit eu pentru două căi, sau așa, sau așa. Așa că urmăriți-mă, abonați-vă, nu uitați să faceți așa, like și pe curând ne vedem!